Bun găsit, genialii mei, ascultători de 98,3, sunt Tiberiu Păun și astăzi, la Întâlniri Capitale, vă propun să mergem printre stele ca să aflăm ce ne rezervă zodiile pentru anul 2024. Este alături de mine astrologul Alina Gâfu. Bine ai revenit la București FM, Alina! Bine te-am regăsit, Tiberiu, bine am regăsit și echipa București FM și toți ascultătorii noștri fideli. Un an interesant, 2024, din ce mi-ai spus tu. Da, un an cu schimbări destul de puternice pentru Hai noi să toți. nu îi lăsăm în așteptare pe cei care urmăresc previziunile tale și să spunem pentru fiecare zodie în parte ce rezervă anul 2024. Păi să începem. Berbec. Puteți realiza foarte multe lucruri în acest an dacă veți avea curaj, răbdare, nu veți lua decizii la nervi, sub o formă sau alta de stres sau din ego. Atenție în relații, orice fel de relații, evitați pe cât posibil controlul, agresivitatea, furia. Până în mai 2024 puteți găsi soluții financiare avangardiste, gândiți mare. Dacă și munca pe care o prestați o faceți și din motivație sufletească, adică din plăcere, începând cu sfârșitul lunii mai, dacă veți fi deschiși către studii, cursuri, cunoaștere, vi se pot deschide noi culoare din perspectiva carierei sau mai poate fi vorba să aveți un job ce implică navetă, multe drumuri sau să lucrați cu acte, contracte sau în domenii pedagogice. Până în noiembrie vi se va definitiva și situația socioprofesională, adică de la student puteți trece la o formă de angajat, de la angajat la angajator, vă puteți schimba profesia de bază, vă puteți căsători, divorța, pensiona și normal din aceste perspective vi se vor transforma și planurile de viitor începând cu finalul lunii noiembrie. Taur. Puteți atinge un grad de înțelepciune superior dacă veți depăși ideea că viața constă doar în acumulare de bunuri materiale, posesiuni și zona de confort. Și este un moment în care, dacă veți integra și partea spirituală, se vor deschide drumuri nesperate, atât în viața de zi cu zi și, bineînțeles, și în cea profesională. Sunteți norocoși, aveți protector, cunoașteți oameni care vă vor susține în planurile de viitor, chiar dacă cercul dumneavoastră de prieteni, anturajul s-a triat consistent. Dacă până în noiembrie, oricum nu vă veți mai recunoaște, veți face lucruri pe care nici cu gândul nu le-ați fi acceptat până acum, vechi convingeri despre lume și viață se vor transforma fără echivoc. La finalul anului veți avea parte de începuturi transformatoare din perspectiva carierei, statutului socioprofesional, posibil ca munca care ați prestat-o până acum, până în prezent, să se transforme, să vă descoperiți alte talente, haruri cu care sunteți înzestrați și nu erați conștient de ele și în acest sens și veniturile voastre vor spori considerabil. Gemeni. Din perspectiva carierei sau statutului socioprofesional puteți fi adevărați piloni pentru ceilalți dacă activați în domenii ce implică oratorie, comunicare, pedagogie sau o muncă artistică. Dar este posibil și la voi să se dărâme cumva un mit în acest an, de exemplu dacă ați considera că anumite persoane aveau un rol foarte important în viața voastră sau dacă ați considerat cariera cel mai important lucru de pe pământ, acum puteți constata că nu este chiar așa și veți face tot posibilul să vă autodescoperiți și ca și autenticitate. Din mai 2024 vă veți simți mai încrezători în forțele proprii, puteți lua decizii înțelepte atât pentru voi cât și în folosul celorlalți. Veți avea mai multe lande de ieși în față de a vă expune. Până în noiembrie puteți ieși din parteneriate grele sau din parteneriate financiare care nu vă mai aduceau nici plus valoare și nici resurse, de exemplu, nu știu, divorț, partaj sau puteți încheia anumite credite. Sau invers, puteți îngheaga noi parteneriate cu perspectivă financiară puternică pentru viitor. Și spre finalul anului puteți începe să călătoriți mai des în străinătate sau veți lucra cu oameni străini, oameni din culturi diferite sau chiar să vizați un job în străinătate sau puteți intra într-un proces de transformare a convingerilor și sistemului de credințe și valori. Rac. Succesul în carieră va continua în 2024 sau mai puteți avea schimbări de statut socioprofesional. Curajul și răbdarea vor fi două componente esențiale pe tot parcursul anului.
Trebuie să acceptați și părerile șefilor, profesorilor, oameni ce dețin alte informații mai superioare, de la care puteți învăța sau pot spune informații diferite de ale dumneavoastră și puteți învăța foarte multe și evolua accelerat și în 2024. Începând cu aprilie, surprize neașteptate în grupul de prieteni sau în cadrul companiei unde lucrați, de exemplu, pot surveni schimbări ce au legătură cu punerea în uz a unei tehnologii avansate și va trebui să vă updatați. De la finalul lunii mai e posibil să vă doriți călătorii lungi sau să stați mai retrași din zbuciumul vieții cotidiene. Puteți cere ghidare direct de la sursă dacă veți avea momente în care vă veți simți descumpăniți. Și spre finalul lunii noiembrie, deci mai degrabă începând cu decembrie, pot începe transformări din perspectivă financiară, puteți demara noi asocieri, parteneriate financiare, puteți face un credit, de exemplu, sau veniturile veți începe să le puneți la comun cu partenerul, bineînțeles, în funcție fiecare ce are în viața lui. Leu. Zona carierei este destul de provocatoare pentru voi și anul acesta, cu surprize, schimbări de direcție prin aprilie, posibil să vă doriți o muncă de antreprenor și chiar se poate realiza în acest an. Poate mai aveți de finalizat cursuri ce vă vor aduce certificările necesare să vă demarați afacerea pe cont propriu sau să vă schimbați locul de muncă. Faceți tot posibilul să nu vă plafonați, să aveți curajul să ascensionați cât mai sus. Din mai veți avea suport și o deschidere mare la nivel de grupuri, multe proiecte ce se vor derula în grup sau o vizibilitate mai mare la nivel de companie dacă sunteți angajat. Vă mai puteți confrunta cu anumite blocaje sau restricții financiare ce pot surveni de la partenerul de viață sau din alte parteneriate. Nu vă demoralizați, mergeți înainte, oricum de la final de noiembrie veți începe un proces de transformare în toate parteneriatele dumneavoastră. De exemplu, în funcție de domeniul de expertiză pe care îl aveți, veți lucra cu mulți oameni, pentru oameni. Fecioară, an în care vă bazați pe câștiguri financiare din asocieri sau mai mult pe banii partenerului de viață, sau poate fi un an transformator. De exemplu, dacă sunteți implicați în foarte multe activități și nu veți mai face față, va trebui să analizați ce rămâne în viața voastră și la ce renunțați. Din aprilie până în noiembrie, dacă aveți proiecte de nișă în derulare, acestea pot avea un mare succes. Și de la finalul lunii mai, multe oportunități de ascensiune în carieră. Puteți avea propuneri, de exemplu, de la mai multe departamente sau de la mai multe companii. Atenție ce veți alege! Oricum, încercați să vă și recreați, să vă luați vacanțe, timp liber. Deoarece, începând cu finalul anului, poate veni multă muncă la pachet către dumneavoastră. Rutina zilnică se va transforma simțitor și normal că vă va scoate dintr-o zonă de confort. Am încheiat pentru primele 6 zodii, Tiberiu. Sunt Tiberiu Păun și stau de vorbă cu astrologul Alina Gâfu, care ne-a spus cum sunt momentele noastre din anul 2024 pe fiecare zodie în parte. Cred că sunt curioși și ceilalți să afle și de aceea nu o să mai prelungesc mult așteptarea lor să vedem ce se întâmplă în anul 2024 cu celelalte 6 zodii. Balanță. Predispoziții de schimbare a locului de muncă, parteneriate noi, căsătorie. Anul acesta puteți simți anumite persoane care vă poartă dușmănii pe față. Ignorați, este sfatul astrologului. În 2024 veți lucra cumva mai mult în folosul celorlalți și recomandarea este să nu stați în parteneriate din compromis, atașament sau care vă aduc o zonă de confort. Atenție la sănătate, la somatizările organismului și la munca în exces. Până în aprilie mai puteți încheia anumite parteneriate financiare surprinzătoare. Din iunie și pentru voi deschidere către vacanțe în străinătate sau lucruri cu oameni diferiți de voi sau vă puteți orienta către studii de specialitate, nu știu, facultate, masterat, doctorat sau de cunoaștere înaltă, ezoterică. Până în noiembrie vă stabilizați și din perspectiva domiciliului sau al confortului locativ
și începând cu decembrie, transformări în relațiile cu copii sau față de copii sau în iubire sau față de persoana iubită, sau începeți proiecte ce vizează activități foarte creative. Scorpion, focus pe sănătate, muncă și rutină zilnică pe tot parcursul acestui an. Puteți întâlni o iubire profundă sau vă puteți dedica creșterii unui copil sau veți fi suport pentru persoana iubită, partener de viață sau puteți începe niște cursuri ceva ce vă pasiona în trecut și aprofundând-se pot dovedi ulterior ca o legătură cu vocația voastră. În perioada aprilie mai pot apărea surprize în relațiile voastre parteneriale, de exemplu, o ofertă nesperată de muncă. Puteți încheia contracte cu mare impact financiar sau mai puteți, de exemplu, intra în posesia unei moșteniri. Spre finalul anului veți începe schimbări legate de casă, vă puteți muta, reloca sau aduce îmbunătățiri în locuință. Sau un copil se poate muta de acasă, va dori să stea singur sau vă veți ocupa de transgeneraționalul vostru, veți putea face săpături în arborele genealogic, aducând cu recunoștință strămoșilor voștri. Săgetător, vă puteți întemeia o familie sau veți fi suport pentru întreaga familie în acest an. Planuri legate de conceperea unui copil sau posibil să dezvoltați anumite proiecte creative, revoluționare, folosind tehnologii noi cu mari șanse de succes în munca voastră. Puteți fi suport pentru colegii de muncă în implementarea noilor tehnologii în departamentul unde lucrați, de exemplu. Aceste schimbări la muncă pot apărea în perioada aprilie-mai. Bani vă pot intra în casă și prin partenerul de viață sau din diverse parteneriate. Dacă, de exemplu, aveți o activitate de freelancer, puteți avea o creștere sporadică a numărului de clienți și spre finalul anului puteți începe anumite cursuri, activități ce țin de zona comercială sau transformări ce pot fi legate de prieteni apropiați, frați, surori, rude sau începutul transformării unui sistem de gândire și mentalitate. Oricum, acest proces se va derula în următorii 20 de ani. În 2024 va fi doar debutul. Capricorn, în acest an veți simți o mare eliberare, ca și cum veți scăpa de o stare de anxietate profundă. Reconversia profesională sau de statut se va definitiva până în noiembrie 2024. Puteți avea anumite responsabilități, poate mai mari decât până acum, și față de membrii familiei. Aveți susținere în cursuri definitivare de studii. Posibilele trieri în cercul celor apropiați să continue și în acest an. Vor rămâne în preajma voastră doar apropiații cu care veți rezona. Surprize în iubire sau o iubire fulgerătoare, pasională sau o sarcină neașteptată să vă ia prin surprindere prin aprilie, mai atenție, contează bineînțeles vârsta pe care o aveți și multă muncă se anunță începând cu finalul lunii mai, ceea ce bineînțeles vă poate spori veniturile pe care le puteți fructifica mai intens spre finalul anului. Vărsător, anul acesta aveți continuația ați început în 2023 în munca voastră. De exemplu, dacă sunteți liderul unei echipe, în continuare îi veți învăța a trăinui, coordona într-un stil autentic cu toate informațiile pe care le dețineți pe toți cei din subordine. Vi se pot deschide oportunități de plecări în străinătate și posibil membrii familiei să fie nemulțumiți în acest sens, dar oricum nu vă poate opri nimic din tot ce ține de evoluția în cariera voastră. Sau puteți lua decizia schimbării de domiciliu în acest an, mutării, relocării. Atenție și la iubirii în 2024, pentru voi aș spune să nu vă împrăștiați în prea multe. Și începând cu final de noiembrie veți intra într-un mare proces de transformare personală ce vă va conduce către potențialul vostru cel mai înalt în următorii 20 de ani. Pești, focusați bineînțeles, în continuare pe independența financiară și dacă nu ați reușit în 2023 să spuneți și nu cu ceea ce nu rezonați în viața voastră și celor cu care nu rezonați, o veți face începând cu anul acesta. Până în noiembrie veți ști clar în ce grupuri de prieteni veți rămâne și care vă sunt persoanele adevărații prieteni. Atenție și voi la vitalitate și cum vă consumați energia.
Încercați să nu vă stresați din orice. Începând cu aprilie, oportunități surprinzătoare în carieră, dacă vă aflați la finalizarea unor cursuri sau un prieten apropiat, frate, soră, poate veni către dumneavoastră cu o propunere uimitoare în vederea deschiderii unei afaceri, o alianță în care puteți lucra de acasă, în online, de exemplu. Și de la finalul lunii noiembrie veți trece către o profundă transformare la nivel sufletesc, o detașare, o acceptare, o vindecare. O puteți privi ca pe începutul unei mari îmbogățiri spirituale. Alina, din ce observ eu, sunt două etape, aprilie-mai și după aia noiembrie-decembrie. Cele mai multe schimbări, noiembrie-decembrie 2024 la cele mai multe zodii. Cam asta am observat. Corect? Aproape corect, că este ceva foarte succint. Se păstrează, se continuă anul 2023 cumva, decât că vor mai fi niște schimbări. Pluto, acum în ianuarie, începând cu 21, se mută în zodia Vărsătorului. Și ne va da așa o avantpremieră în viețile noastre, cam ce va fi din noiembrie încolo. Începând cu 2024. Începând cu noiembrie 2024. Deci din ianuarie până în septembrie, Pluto va fi în Vărsător și vom avea o avantpremieră. Ok. În viața noastră fiecare. Din noiembrie se mută definitiv în Vărsător. Hai să aflăm câte ceva, că mai avem câteva minute, și despre România pentru anul 2024. Ai văzut ceva pe acolo? Stai că mi-au harta României, că după cum ți-am povestit într-o emisiune, și România are harta natală, da? Te rog, spune. România este o țară cu soarele în Săgetător și ascendentul în Vărsător și e normal că și pentru România această mare schimbare planetară a lui Pluton Vărsător să vină cu mari transformări planetare, bineînțeles, pentru dezvoltarea ei către potențialul ei cel mai înalt. Va mai fi o mare conjuncție prin aprilie între Uranus, care este planeta aceasta inteligenței superioare, deci noile tehnologii, să zicem, tehnologii înalte. Da, poate nici nu ne putem gândi cu mintea încotro ne putem duce. Se întâlnește cu Jupiter, care Jupiter este exact guvernatorul Săgetătorului, cum a spus că România este o țară cu soarele în Săgetător. Contează foarte mult, Tiberiu, și ce vom face noi ca oameni în această perioadă și în acest an. Anul acesta și anul următor, anii aceștia vor fi ani de tranziție, care va duce România la un nivel de evoluție în funcție de și aportul nostru al oamenilor pe acest pământ. Cu siguranță totul ține de noi, pentru că există liberul arbitru și contează în ce parte o luăm, atât fiecare în parte ca zodie, cât și ca neam și ca țară. Acum trebuie să mai spunem ceva, eu le repet ce ai tot spus tu în emisiune în care ai venit la mine, trebuie să fiți atenți nu doar la zodia voastră, ci și la ascendentul în care sunteți, pentru că este foarte important. Dar ascendentul României care este? Ascendentul României este în Vărsător. Deci exact Pluto va intra în Vărsător și România chiar se va transforma. Cumva România are și un profil uranian. Adică este îndreptată și către partea asta de cunoașteri înalte, cum este astrologia, de exemplu, știi? Și mai mult de atât, lasă o contează zodia în care ne-am născut și ascendentul. Noi avem toate cele 12 zodii în noi. Ce putem face noi ca români, ca oameni, că nu ne-am născut întâmplător pe aici, da? Uite, Săgetătorul este și norocosul zodiacului, dar vibrația cea mai înaltă la care poate să ajungă Săgetătorul este înțelepciunea, este credința, este acceptarea divinității și abandonul, de fapt, în fața divinității. Că noi românii ne-am cam născut atot știutor, să știi. Da. Ne pricepem la toate, totdeauna. De-aia eu nu vreau să fiu așa, nu mă pricep și la astrologie, de-aia te consult pe tine. Ai spus de multe schimbări pentru România în 2024. Aș fi vrut să te întreb de care, ce fel de schimbări, în bine, în rău, dar cu siguranță tu îmi vei răspunde că de noi depinde. Așa este. Bun. Ce putem face noi
fiecare la nivel personal pentru noi este să, dacă tot suntem, vorbim despre astrologie și zodii, să integrăm aceste 12 zodii în noi, adică să căutăm, nu știu, pe internet, să vedem, doamne, care sunt vibrațiile superioare ale zodiilor și care sunt vibrațiile inferioare, să încercăm să stăm mai mult în credință, să ne uităm mai mult în sus, pe verticală decât pe orizontală, că uite, săgetătorul ăsta are și obiceiul ăsta să îl judece, să își dea el cu părerea, să fie el, cum am zis, atotștiutorul. Noi când, vezi tu, Tiberiu, noi când judecăm, noi nu înțelegem că toți ne-am născut și avem așa o hartă natală, cum am desenat eu așa harta României, și avem aici niște aspecte și o linie de destin și planetele în tranzit ne arată evoluția noastră pe acest pământ. Și cum biserica vorbește, de exemplu, despre păcate, astrologia vorbește despre karmă, da? Dar ca să înțeleagă așa toată lumea și ascultătorii noștri, sunt la volan majoritatea dintre ei, da? De exemplu, cineva în trafic te înjură, da? Deschide geamul și te înjură. Tu ai tendința ca om, da? Mai ales acum din ego, da? Să reacționezi, corect? Tu în momentul ăla, dacă ești înțelept, tu te oprești, tu nu reacționezi. Pentru că poate celălalt cetățean te înjură că tu posibil altă dată ai înjurat pe altcineva la rândul tău. Da? Și ți-ai făcut o karmă, de exemplu. Acum acesta te înjură ca să ți-o plătești, dar tu dacă te oprești, totul se oprește. Deci până la urmă mesajul este totul se plătește, de noi depinde dacă se oprește. Exact. Mamă, am făcut și o poezie. Să spun celor care ne ascultă acum că dacă au pierdut zodia lor sau au fost curioși ce hartă ai desenat tu, pentru că la un moment dat ai arătat-o, dar cine este la volan, așa cum ai spus, nu putea să o vadă. Acest interviu este postat și pe platformele București FM, mai ales pe YouTube-ul București FM, și pot consulta oricând previziunile pe anul 2024. Eu îți mulțumesc, Alina, sper să avem un an bun. Sper să nu conteze foarte mult ceea ce este rău din ce au pregătit stelele, pentru că de noi depinde, așa cum ai spus, de noi depinde care este cursul pe care îl urmăm. Orice ni s-ar pregăti karmic, așa cum ai dat foarte frumos exemplu ăla, poate că cineva se poartă urât cu noi într-un moment ca să plătim purtarea noastră urâtă din alt moment. Dar dacă știm să reacționăm atunci, am plătit și s-a încheiat acolo. Altfel, noi răspundem tot cu răutate, asta trebuie plătită și ea altă dată și așa se face un cerc vicios și nu ne mai oprim niciodată. Ne oprim din asta dacă noi hotărâm. Ne oprim și din emisiunea asta pentru că hotărăște timingul și eu îți mulțumesc, îți doresc un an bun și indiferent ce s-ar vedea în stele, să ne fie bine nouă, fiecăruia în parte și României în totalitate. Și vreau și o să aduc încă o mențiune, să nu uităm că astrologia predispune, noi ca oameni dispunem, noi facem alegerile și nu în ultimul rând vreau să-ți mulțumesc ție și echipei București FM care a fost lângă mine începând cu ianuarie 2023 și pe parcursul acestui întreg an și toată recunoștința mea. Mulțumesc. Uite, îți dau o temă de gândire să faci astrograma București FM, trebuie să aflăm ora exact la care s-a născut, pentru 2024 să ne spui ce se întâmplă cu București FM. Îți spun eu de acum, vom face niște ascultători fericiți. Așa cum am făcut și acum, chiar și cu informațiile astrologice primite de la tine. Îți mulțumesc, sunt Tiberiu Păun, a fost alături de mine astrologul Alina Gâfu și am ascultat previziuni pentru anul 2024, pentru fiecare zodie în parte și câte puțin pentru România. Deci, ne luăm la revedere, un an bun, Alina. Sunt Tiberiu Păun și atât vă mai spun, iubiți Bucureștiul, el este perfect, noi suntem perfectibili și ascultați toate emisiunile București FM pentru că aici e capitala.